Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Panoramic Sportiv de ziua astrologiei. Vom vorbi despre sport alături de doi oameni din politică, din Satu Mare. Dar până să trecem la subiectele pe care ne le dorim să le atingem în această seară, să vorbim despre ce s-a întâmplat la sfârșit de săptămână. Pare că a venit primăvara, campionatele sunt în plină desfășurare, nu toate, dar urmează. Începem cu cele mai valoroase echipe de fotbal din Satu Mare, să-i spunem așa. Avem două echipe în eșalonul al treilea, CSM Olimpia Satu Mare și CSM Victoria, care au jucat la sfârșit de săptămână pentru etapa cu numărul 17 din seria A10. A fost penultima etapă din sezonul regulat, o etapă în care o echipă a pierdut și una a câștigat. De regulă, în acest sezon nu prea s-a întâmplat ca ambele echipe sătmărene să înregistreze același rezultat și uite că și de această dată o echipă a pierdut, una a câștigat. CSM Olimpia Satu Mare a jucat sâmbătă pe propriul teren cu SCM Zalău, un meci care se anunța a fi mai echilibrat, dar în cele din urmă sătmărenii au reușit să se impună cu 5-0, un meci la care am văzut și destul de mulți spectatori la stadionul Olimpia. A fost vreme frumoasă, vreme plăcută și la final 5-0 pentru CSM Satu Mare, 3 puncte cu care sătmăreni și-au asigurat prezența în play-off-ul Ligii a 3-a și de acolo să sperăm sau așteptăm un alt obiectiv mai îndrăzneț. Deocamdată ni s-a spus că se dorește calificarea în play-off, acum să vedem acel obiectiv că ne dorim să promovăm în Liga a 2-a, după care sigur vom vedea ce va fi și cu stadionul și cu celelalte aspecte ce țin de partea de organizare, de funcționare într-un eșalon secund. Așadar, CSM Satu Mare a urcat pe locul 2 în serie, are 35 de puncte, mai multe are doar FC Bihor, 37 de puncte, locul 1. Urmează etapa cu numărul 18, o etapă în care CSM Olimpia va juca în deplasare la Lotus Băile Felix, echipa aflată pe locul 5 și pe care sigur parcă am bătut-o în turul campionatului. Un meci de la care sătmărenii așteaptă un rezultat pozitiv. Și să vorbim și de CSM Victoria Carei. Echipa noastră a jucat în deplasare la Iclud contra echipei a doua a campioanei României, CFR Cluj. Carienii au întrerupt șirul victoriilor după două victorii cu la început de sezon de primăvară. Iată că băieții pregătiți de Marius Botan au pierdut cu 1-2 după ce au condus cu 1-0 în meciul cu CFR Cluj, echipa a doua, dar se află în continuare pe locul 8, s-a apropiat echipa clujană, iar pe ultimul loc se află și Leu Silvaniei. Diferența între cele trei este destul de mică, astfel că va conta și va conta fiecare punct în continuare, pentru care urmează meciul de pe teren propriu cu Gloria Bistrița. Iată, în ultima etapă întâlnește un adversar puternic, un adversar care sigur a declarat că își dorește să promoveze în Liga a doua la fotbal, dar mai este până acolo. Mai urmează un play-off, după aia mai urmează un baraj cu echipele din cealaltă serie, un sistem foarte complicat în toate eșaloanele din România. Cam acestea au fost echipele noastre la sfârșit de săptămână. Adrian Rus, sătmăreanul nostru, a fost convocat de Edi Ordănescu pentru primele două meciuri din preliminariile pentru campionatul european din anul 2024. Iată că sătmăreanul nostru a devenit un om de bază în naționala României, chiar dacă la Pisa nu prea este folosit titular în ultima perioadă. Iată că Edi Ordănescu îl vrea la națională și își pune mari speranțe în el, în partea defensivă. Urmează două meciuri, primul îl vom juca cu Andorra pe 25 martie, după care vine Belarusul în România pe 28 martie. În mod normal ar trebui să începem cu dreptul, să începem cu 6 puncte care să ne motiveze pentru ceea ce urmează. Mai sunt meciuri cu Elveția, Israel, Kosovo. Este o grupă
care la prima vedere pare ușoară, dar nici Naționala României nu mai este ce a fost și sigur s-au mai echilibrat valorile. Trecem și un pic și la fotbalul nostru județean. Startul urmează să se dea la sfârșitul acestei săptămâni. Vorbim de Liga 4 Elite, Seria A și Seria B. Au fost la sfârșit de săptămână câteva restanțe care s-au jucat, dar în mod oficial și organizat, campionatul Serie A sâmbătă, vineri, sâmbătă, duminică, depinde cum își programează fiecare meciurile. Avem un nou start. În Liga 4 Elite, Seria A, conduce Recolta Dolos cu 25 de puncte, urmată de Oașul Negreș cu 24 de puncte, iar pe 3 avem Talna, Orașul Nou, cu 22 de puncte. Nu departe este și Sportul Botiz cu 19 puncte. Sâmbătă s-a jucat restanța dintre Beltiuc și Micula, s-a jucat la baza sportivă Dinamo din municipiul Satu Mare, un meci care s-a încheiat cu victoria categorică, am spune, a echipei din Beltiuc, 6-2. În Elite, Liga 4, Seria B, avem o situație un pic mai interesantă, pentru că, din câte se pare, s-au retras două echipe de aici, vorbim de Viitorul Veti și Luceafărul Decebal, care pare, deocamdată nu este oficial, nu anunță nimeni oficial în fotbalul județean, dar pare că cele două echipe nu vor mai continua pentru că nu au susținere financiară din partea primăriei din Veti și va fi o serie mai cu mai puține meciuri, pentru că dacă Veti și Decebal nu mai joacă, rămân 6 echipe în Seria B. O serie condusă de Olimpia 1921, Olimpia suporterilor, Olimpia Satu Mare sau cum vreți să îi spuneți. Olimpia are 26 de puncte, nu știu dacă s-a actualizat clasamentul cu victoria din weekend, iar pe locul 2 se află FC Unirea Tășnat cu 26 de puncte. Olimpia a câștigat meciul restanță disputat sâmbătă, tot la baza pe baza sportivă Dinamo din municipiul Satu Mare, un meci câștigat cu 15-1, un scor destul de mare, dar sigur a fost meritat. Despre planurile Olimpiei am vorbit chiar și la emisiunea precedentă, aici în studioul Informația TV, când invitat a fost Cristian Popa, antrenorul galben-albaștrilor. Acestea fiind spuse, tot la sfârșit de săptămână am înregistrat și foarte multe sportivii sărbăreni au câștigat multe medalii la diferite discipline. În ziarul de mâine, Informația Zilei, am scris mai multe articole din judo, din karate, din kickbox și chiar din șah. Sărbărenii s-au întors cu multe medalii de la diferite competiții naționale și chiar internaționale, cum este cazul și Paulei Paștiu de la CSM Olimpia Satu Mare, judocană care a câștigat medalia de bronz la Cupa Europei. Așadar, despre alte noutăți din sportul sătmărean, vă invităm să citiți în cotidianul Informația Zilei de mâine și, sigur, din fiecare zi. Acestea fiind spuse, să trecem la subiectul sau subiectele acestei emisiuni. Am invitat doi oameni din politică, de la care vrem să aflăm ce ar trebui să facă politicienii ca să ajute sportul sătmărean, ce ar trebui să facă de regulă politicienii ca să ajute sportul românesc și, sigur, vom ajunge la mai multe subiecte. În fața mea îl am pe Victor Cernea, consilier local din partea PNL Satu Mare. Victor, bine ai revenit în studio Informația. Mulțumesc pentru invitație. Și în stânga mea l-am pe Bogdan Andrișca, secretar general adjunct la PNL, municipiul Satu Mare. Bogdan, bine ai revenit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Victor, ce ar trebui să facă, începem direct cu întrebarea, ce ar trebui să facă un politician pentru sport în general? Un politician? Foarte bună întrebare. Eu cred că oarecum răspunsul diferă funcție de interesele acelui politician, de vârsta acelui politician, iarăși eu nu pot să vin cu un alt exemplu decât ceea ce am făcut eu până acum ca și
consilier local, alții probabil o să aibă o altă opinie, dar eu, imediat de la începutul mandatului, pentru un an jumate, am fost membru la Comitetul Director CSM Satu Mare, unde fiecare dată am încercat să avem o dezbatere despre oportunitatea cheltuielilor, despre bugetul instituției, pentru că tu, ca și politician, nu poți intra în programul sportiv, în agenda sportivă a clubului, dar poți intra în diferite discuții în ceea ce privește oportunitatea secțiilor și așa mai departe. Cei care au fost atenți la întâmplările ultimilor 2 ani, 2 ani jumate, de fiecare dată am explicat că, în opinia mea și în opinia multora până la urmă, acea secție de basket feminin nu avea niciun rost. Da, sigur, am avut bine meritatul locul 2, bine meritatul locul 3 sau poate chiar 4, de fiecare dată, niciodată nu am reușit să câștigăm. E, făcând și un raport de cost-beneficiu, am cheltuit aproape 50%, câteodată mai mult de 50% din bugetul CSM Satu Mare, peste 3 milioane de lei, pentru a susține o secție care niciodată nu a reușit să aducă cupa la noi, acasă, în Satu Mare. Motiv pentru care decizia CSM-ului de anul trecut de a desființa secția de basket feminin este o decizie bună, iarăși oarecum confirmă ceea ce am spus eu toți anii ăștia. Pe viitor va trebui, în schimb, să vedem care să fie secțiile care urmează să primească o finanțare mai mică sau mai mare în funcție de interesele sătmărenilor. Și un lucru ce trebuie să subliniem, în opinia mea, CSM Satu Mare ar trebui să sprijine nu numai sportul de performanță, dar și sportul de masă. Pentru că avem nevoie de o oportunitate pentru toți copiii, pentru toți tinerii din Satu Mare să aibă gratuitate la antrenamente de basket, antrenamente de fotbal și așa mai departe, să avem o creștere și o pepiniere sănătoasă în ceea ce privește sporturile de masă, astfel încât în 5 ani, în 10 ani, să putem avea planuri mărețe, gen să câștigăm cupe naționale și nu numai. Da, spuneai că a luat basketul, a cheltuit prea mult și parcă așa de o perioadă de când s-a renunțat la basket, sigur sunt și argumente și pro și contra despre desfințarea acestei secții, dar parcă atenția este mai mare pentru celelalte sporturi individuale. Este îmbucurător faptul că o parte din aceste sume recuperate merge spre scrimă. Da? Școala de scrimă din Satu Mare este o școală renumită, cu o istorie de peste 50 de ani, deci, adică peste 80 de ani. Deci nu avem niciun motiv să neglijăm sporturile tradiționale. Iar și în premieră am o veste importantă. Vineri am depus o solicitare pentru deocamdată să autorizăm secția de oină la CSM Satu Mare și să vedem dacă anii care urmează vom reuși într-un fel sau altul să deschidem spre acest sport tradițional. Chiar săptămâna trecută a fost aprobată de Camera Deputaților un proiect prin care ziua de 9 mai este declarată ziua jocului de oină. Iarăși, acest sport tradițional este recunoscut încă din anul 2014. Avem toate motivele ca să sprijinim aceste demersuri. Din câte am înțeles, sunt mai multe consilii locale din mai multe primării din România care vor să facă acest lucru. Mă bucură faptul că am reușit să... Nu știu dacă suntem primii, dar suntem printre primii. Acum să vedem și răspunsul autorităților, răspunsul primăriei, dacă vor sau nu să sprijine o asemenea inițiativă.
Era în acel certificat de identitate sportivă, era o înșiruire de sporturi, nu se regăsea oina între atâtea sporturi. Acum știți cum e, foarte multe jocuri, de exemplu tagball-ul și așa mai departe, sunt din păcate jocurile tradiționale mai puțin. E, să sperăm că pe viitor o să avem și un asemenea sport. Când va fi supusă la vot în cazul Consiliului? Trebuie să vedem pașii administrativi. Așa, sigur ar fi. Dar o să vă ții la curent, evident. Ar fi un lucru bun, eu știu, ar fi oare dacă s-ar activa, deocamdată trebuie să se introducă acest sport în la acest club. Ar fi oare doritori să practice acest sport, dacă li s-ar pune la dispoziție, sigur, condiții și... Jocul în sine ai două echipe, ca la fotbal, două echipe de 11 persoane, un teren relativ... relativ mic. În satul mare avem mai multe locuri care dispun de dimensiunile unui teren pentru oină, deci eu cred că se poate face asta. Acum, doritori, nu trebuie să mergem prea departe. Baia Mare există club municipal destinat jocului de oină. Da, ar fi interesant să vedem un nou sport, sigur să prindă și la public, să se extindă. Bogdan, ce ar trebui să facă un politician pentru sport? Totdeauna să încurajeze sportul, pentru că vedem în țările cu speranță de viață mare, mă gândesc țările scandinave, Olanda și așa mai departe, o super mare parte din populație practică un sport, nu neapărat de performanță, dar practică, nu știu, jogging sau au Sunday League Football, adică se duc așa niște băieți pe un teren, joacă fotbal, câte profesionist sau neprofesionist, acum asta e la latitudinea fiecăruia cât se dedică. Și asta ar crește și șansele să apară sportivi de performanță din rândurile celor care sunt pasionați, care o fac așa amator. Sunt mulți jucători de fotbal care au fost descoperiți așa la un amical, l-a văzut ceva antrenor, a zis ok, hai să-l băgăm în probe pe băiatul ăla, a confirmat și poate și-a reprezentat național la 100 de meciuri. Și de asemenea ar trebui politicienii să încurajeze sportul, pentru că este un prilej ca oamenii să se ducă în weekend sau în timpul săptămânii să se uită la un meci de fotbal, de tenis, de ciofi. Și asta ar crea un standard de viață mai ridicat în acel oraș. Dacă ne uităm în marile orașe, chiar și în România, nu trebuie să mergem, nu știu, la Londra, care are 10 echipe de fotbal în Premier League. Putem merge și, uitați, în București sunt atâtea echipe de fotbal și de basket și așa mai departe, și în Cluj, și, mă rog, acum în Timișoara, să sperăm că va reveni și Poli în Liga 1, unde este locul, și la ea și așa mai departe. Și de aia zic, asta este dovada unui oraș viu, că ai echipe de sport și individualități care fac performanțe și la care te duci cu drag să te uiți la un meci, să uiți un pic de grijă, o oră, o oră jumate, două. Da, spune că ar fi loc de mai mult sport peste tot și în satul mare și în România, dar de undeva ar trebui să pornească, unde întâmpinăm probleme, la cei mici, unde ar trebui să investim sau ce ar trebui să schimbăm? Discutabil că trebuie create anumite condiții. Uitați, de exemplu, din multele greșeli care le-a făcut Victor Orban, un lucru a făcut bine, că și-a dat seama, ok, antrenorii maghiari nu mai sunt cei din anii 50, de atunci când erau Ferenc Puskás și așa mai departe. Nu mai sunt așa valori. Hai să... Au venit Rossi, îl cheamă, cred că, pe antrenorul lor al naționalei, și a revigorat tot. A zis, ok, uite, eu vreau stilul ăsta de joc, da? Începem de la juniori, under 19, under 21, under 23 și așa mai departe. Și a creat o filozofie de joc și atunci toată lumea s-a mulat pe acea filozofie de joc, să zicem. Și a creat baze sportive, a încurajat toate echipele. Ne uităm acum, Ferencvaros a fost în Europa League, acum a fost eliminată. Deci totuși performează mai bine ca și CFR sau Steaua, care s-au oprit în grupe.
CFR a mers totuși în 16. Lazio, în Lazio, nu în Europa. Scuze, da, da, i-a bătut Lazio. Acum meci inegal, adică totuși Lazio e o forță în Italia. Da, dincolo de filozofia pe care probabil a fost impusă la nivel de fotbal, s-a început cu altceva, nu s-a început cu așa, s-a investit, am auzit foarte mult, s-au creat foarte multe, multe condiții. Terenuri de fotbal sau... Păi peste tot unde vrei, de exemplu, dacă ne uităm și la echipele mari, echipele mari care au trecut de anumit nivel s-au gândit, ok, decât să-l cumpărăm pe cel mai bun jucător din lume sau unul din primii cinci pe poziția lui, hai să-l creștem la noi. Și Sheikh Mansour, când a venit la Manchester City, da, a investit în echipă. Ne amintim Robinho, care credea că merge la Chelsea și a nimerit la City și așa mai departe, dar au investit acolo într-o bază de antrenament care ușor, ușor a devenit să fie, a început să fie mai dezirabilă decât cea a lui United, un club cu o tradiție infinit mai mare și mai lungă. Și acum și United a zis, măi, hai să începem din nou, și s-au investit și se investesc bani și chiar acum în toate programele United urmează să fie cumpărată, adică a fost pusă pe piață. Și majoritatea investitorilor care au venit Sheikh-ul din Qatar a zis, ok, investim în echipă, indiscutabil, dar vom investi o mare parte în fani și în juniori, bază de antrenament și așa mai departe, pentru că de acolo putem crește. Ne uităm la multe, multe echipe, Barcelona, Ajax, care își cresc jucătorii de, în propria pepinieră și după aceea îi formează, îi emulează și pe un anumit stil de joc și nici nu mai trebuie să dea 10 sau 100 de milioane de euro pentru un jucător. Da, se vorbesc de sume foarte mari. Am trecut așa de la... Chiar și ieri am auzit parcă că s-ar dori cumpărarea Formulei 1 cu vreo 14 miliarde de dolari de către un Sheikh. Bun, noi nu suntem la nivelul ăsta. Ce ar trebui să facem noi? Să... Bază de antrenament performante, sau mă rog, performante, decente, pentru că acum nu o să poți la un buget rezonabil să îi pui pe toți, să-i monitorizezi cu 10.000 de echipamente și 10.000 de antrenori și fizioterapeuți și psihologi și așa mai departe, și nutriționiști și așa mai departe, dar niște baze de antrenamente unde oamenii să se ducă cu plăcere, să fie accesibile și indiscutabil să fie și încurajați. Chiar și o programă națională educațională, să fie încurajat sportul tot timpul. Pentru că eu mi-amintesc când eram eu la școală, nu așa de mult timp, de vreo 10-15 ani intervalul acela, ora de sport era privită așa, ok, ne ducem, dar dacă mai putem băga o oră de mate în loc, de ce nu? Și ar trebui privită ca și o chestie foarte importantă, pentru că ne gândim la sănătatea generațiilor și până la urmă și la performanța națională, dacă o luăm așa, că dacă sportul nu e încurajat, nimeni nu o să se preocupe, nu știu, să devină următoarea Nadia Comăneci, Ilie Năstase sau Gheorghe Hagi. Da, îmi spunea un invitat de aici, din studio, în urmă cu câteva luni, că ar trebui să investim, să băgăm mai mulți bani în sport, în crearea de condiții pentru a favoriza mișcarea sau sportul, pentru că atunci oamenii ar fi mai sănătoși și probabil n-ar trebui să investim așa mult în spitale. Fără da și poate. Dar dacă ne gândim la ce poate să facă un politician local pentru sportul sătmărean, este, în primul rând, haide să discutăm despre ce se întâmplă în Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și așa mai departe. De, avem câte o echipă de sport care a reușit să atragă imaginea și nu numai imaginea, dar și imaginația cetățenilor, dar a reușit ca toți cetățenii să se identifice cu acea echipă. Indiferent dacă vorbim de fotbal, de basket, de hockey și așa mai departe. În satul mare, deocamdată, din păcate, lipsește o asemenea echipă. Putem să ne gândim la Olimpia din anii 90, când, cred că am mai zis odată, eu m-am născut și am fost crescut pe Strada Amara,
Sana Mara fiind foarte apropiată de stadionul Olimpia, de fiecare dată, deși abia am avut, nu știu, 10-15 mii de mașini în tot orașul, în acele zile parcă toate mașinile erau parcate în jurul stadionului. Ceea ce îmi doresc e ca viitorul apropiat să avem din nou o echipă care să reușească să unească toți sătmărenii în spatele acelei echipe și să ne mândrim cu ea și fiecare weekend să ne gândim oare vom câștiga, dacă vedem sau nu. Este Olimpia un brand de care sătmărenii nu știu să profite la adevăratul potențial. Da, acum, din păcate avem cunoaștem situația și la fotbal știm de Olimpia suporterilor, știm de CSM care s-a transformat și a adăugat și Olimpia în denumire, dar oricum până nu se unesc toate părțile probabil că va fi greu să... În acea ședință de Consiliul Local în care s-a decis ca CSM Satul Mare să-și schimbe denumirea și să adopte acest brand de CSM Olimpia Satul Mare, am și zis că o simplă schimbare de denumire nu cred că rezolvă situația. Avem nevoie de o colaborare, avem nevoie de discuții, de un dialog cu toți factorii decidenți. Pentru că eu cred că toată lumea este de bună credință și toată lumea dorește să ajute sportul sătmărean, nu să îl încurce sau să avem numai conflicte pe diferite teme din sportul local. Dar și pe viitor eu cred că suntem oarecum pe un drum bun. Dacă analizăm toate echipele din oraș, din județ, acum să vedem care vor fi acele obiective pe care o să putem să le pregătim, sper eu, împreună. Eu zic că dacă la Baia Mare s-a putut ca Mineru să fie în Liga a doua, de ce nu și la Satul Mare? Până la urmă, CSM Satul Mare are un buget de vreo 4-5 ori mai mare ca Victoria, care și ambele sunt Liga 3. Și zic că s-ar putea, teoretic, trebuie să se poată mai mult, indiscutabil. Și evident că nu e bine că unii sunt aici, unii sunt dincolo, pentru că am văzut și eu, au fost 300-400 de oameni la meciul CSM-ului în acest weekend, dar nu mi s-a părut că erau așa de porniți, sau cum să zic eu, așa de atâta de fanatici ca și cei de la, nu știu, de la Baia Mare, dacă ne uităm. Și am văzut, chiar am fost la meciul Olimpiei din Liga a 4-a și mi s-a părut că o secțiune de... Bine, au fost mulți care au venit așa, hai să mergem duminică undeva să ne uităm o jumătate de oră, o oră, deși na, după 7-0. Era clar. 7-1, scuze, cât a fost la pauză, era cam clară treaba. Dar am văzut o secțiune de suporteri care chiar cântau, fluturau steaguri și făceau show, să zicem așa, dădeau flavor meciului. Și asta ar trebui să îi pună pe gânduri pe decidenții politici, să zică, măi, uite-te ce am greșit, ce au greșit și ei, cum s-ar putea remedia situația, ca toată lumea să fie și să susțină o singură echipă. Sunt orgolii la mijloc sau interese? Și. Evident că orgolii sunt între, nu știu, și suporterii aceleiași echipe, nu știu, Peluza Sud, Peluza Nord, așa mai departe. Dar evident că există și anumite interese, pentru că eu nu-mi explic cum cu un asemenea buget CSM Satul Mare nu are performanțe mai mari. Sunt totuși 6 milioane, 7 milioane de lei, din care o bună parte merge spre fotbal. Și Victoria, care are 1,4 milioane. Bun, Victoria, care are și alte obiective să se păstreze, n-are nici potențial. Indiscutabil, dar totuși vorbim de un buget de 5 ori mai mare, adică vorbim de Steaua versus, nu știu, o echipă din Bundesliga. Bun, care ar fi soluția să aici? Eu știu, să unim toate părțile, să fie toată lumea fericită. O, la orgolii se mai poate renunța, mai poți face un compromis, două, și interesele pot fi comune la un moment dat. Aici deja nu mai este o mediere între personajele principale din toate echipele, ar trebui să stea la loc, să se înțeleagă, dacă se poate,
și să ajungă la un numitor comun până la urmă. Eu sunt ferm convins că toată lumea vrea să avem o echipă măcar în Liga a doua, acum în Liga a întâi sunt anumite costuri și nu știu, ne uităm și la echipele din Liga a întâi. Paradoxal, toate echipele care sunt sprijinite de primării, consilii locale, consilii județene, sunt majoritatea, nu chiar toate, sunt în play-out și cele private, mă gândesc, Farul, Steaua, Rapid, CFR, Sepsi și nu știu care e a șasea, sunt în play-off. Da, bun. Ce ar trebui să facă mai mult autoritățile, să investească în infrastructură sau în echipe? Și. Din păcate, în satul mare avem și ducem lipsă de atât de infrastructură sportivă, cât și de pepiniere, de antrenori, de jucători. Totuși, pentru a crește oarecum apetitul pentru sportul sătmărean, cred că ar trebui să începem cu bazele sportive, să avem stadioane, să avem terenuri de sport după așteptările părinților, în primul rând. Iarăși, abia după momentul ăsta, am putea să ne gândim la o strategie de promovare și de o pepinieră despre care am tot vorbit. În primul rând, te întrerup o clipă, pentru că am vorbit de CSM Satu Mare. Sigur, dacă cineva de la CSM Satu Mare vrea să intervină sau are alte păreri, așteptăm să ne sunem la telefonul redacției și să intrăm în legătură directă. Așa, Victor. Deci, așa cum am zis, dacă se dorește, se poate. Iarăși, după ce vom crea acea infrastructură despre care am vorbit, ar trebui să avem iarăși o discuție cu profesorii de sport, cu profesorii de educație fizică, cu asociații de părinți și să vedem cum să facem să avem o pepiniere, cum să promovăm sportul sătmărean, cum să promovăm sporturile de masă și printr-o pepinieră am reușit să identificăm și pe acei jucători pe care să ducem mai departe, așa cum s-a făcut și prin anii 30-40, că nu va trebui să inventăm noi roata. Dacă ne gândim la lupte greco-romane, la scrimă, la fotbal, la box, orașul tot timpul a avut o pepinieră de unde au fost aduși copiii cei mai buni, au adus la junior și așa mai departe. Și la un moment dat am avut acea echipă de Olimpia Satu Mare despre care am vorbit și despre care a vorbit toată lumea în anii 90. La un moment dat, din păcate, trebuie să recunoaștem că tot din vina politicului, Olimpia Satu Mare a avut un sfârșit tragic, dar asta nu înseamnă că nu am putea să se renască acest brand important pentru orașul nostru. Ce ar trebui să investească autoritățile în infrastructură sau în sport, în echipe? Și. Nu ai cum să faci una fără alta, pentru că degeaba ai tu cei mai buni sportivi dacă nu au unde să se antreneze, unde să performeze. Există și anumite standarde pentru Liga 3, Liga 2, acum Liga 1 e un vis poate prea îndrăzneț. Și atunci nu ai cum să degeaba joci tu foarte bine, degeaba promovezi dacă stadionul nu corespunde, nu te poți prezenta. Dar sunt foarte multe fonduri naționale, europene, PNRR, Angel Salini, din care nu văd de ce nu s-ar putea face baze sportive, s-ar putea crea condiții moderne și așa mai departe. Nu cred că dacă se duce cineva cu un proiect bine pus la punct și există bani pentru acel scop, nu s-ar putea adopta și în Satu Mare. Adică vedem
câți bani. Chiar la ora de azi se face acum un stadion de 12.500 de locuri, 12.000 de locuri. Au și ei niște planuri și atunci trebuie să calibreze stadionul în așa fel încât să fie de un anumit număr de locuri. Deci n-am putea face și noi la fel. Sau cum e la Oradea, sala Antonio Alexe, sau cum îi spune, da, cea de basket. Cea de basket și aia e făcută cu 15-10 ani, relativ nou. Așa cum s-a dat în folosință alta. Da, s-a dat și polivalenta, care e în total altă parte, aia e la periferie, dar asta e destul de centrală. Destul de ușor de accesat de la centura Orăzii, Oradei, dar e relativ central, adică unde ai ajunge în centru de acolo. Și cealaltă sală polivalentă e chiar foarte frumoasă, are un design din ăsta futurist și aia cred că va fi folosită la maxim, pentru că ei au echipă de basket, acum și cu fotbalul încearcă să promoveze și să se ducă tot mai sus. Și polo au ei, parcă polo de apă. Deci au, da, chiar, da, sigur, chiar se investește ca lumea în Oradea, în sport. Spunea și Victor mai înainte de Oradea, Bihor, de Cluj. Clujul are echipe în Liga 1, în cupele europene, are echipe de basket. Chiar la sfârșit de săptămână a jucat. A fost un derby la basketul masculin între Cluj și Oradea, care s-a încheiat cu un pic de scandal. Deci sunt și condiții, sunt și echipe, se și construiește. Sunt și fani. Sunt și bani, dar de ce sunt bani? De ce nu sunt peste tot? De ce nu se fac peste tot? Sunt și fani. Și fani, corect. Acum, în ceea ce privește bugetul fiecărui club, nu putem să ne comparăm cu niciun club din Cluj, din București. Primăria Satu Mare niciodată nu o să poată să aibă același buget ca și cluburile din orașele mai mari. Dar asta nu înseamnă că nu am putea avea un parteneriat public-privat în jurul unei echipe sau în jurul unui sport, tocmai pentru a avea un buget mai mare. Avem exemple pentru așa ceva în România. Dar și până atunci, eu cred că Bogdan a zis mai înainte cel mai important cuvânt despre care că nu am vorbit, fani. Fanii sunt cei care reușesc să crească o echipă, într-adevăr. Fanii sunt cei care reușesc să călătorească împreună cu jucătorii, să țină partea jucătorilor la toate meciurile din România, oriunde se aduce echipa. Deci, da, avem în primul rând nevoie de fani și de promovare, bineînțeles. Da, mai precizez încă o dată că de-a lungul ultimelor luni am încercat să chemăm mai mulți reprezentanți din conducerea Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare în studioul Informația TV, dar ba nu ne s-a răspuns la telefon, ba nu s-a putut, așadar noi am încercat de multe ori să aflăm și părerea lor, să ne spună care ar fi viziunea acestui club cu buget mare și cu secții multe și la care sigur se pot face multe. Am încercat să-i contactăm telefonic, am fost refuzați, l-am invitat chiar și pe primarul municipiului Satu Mare, dar nu ni s-a răspuns. Așadar, dacă cumva cineva de la CSM Satu Mare din conducere dorește să intervină, este binevenit, chiar îi așteptăm și la viitoare emisiuni. Ținem să precizăm aceste lucruri pentru că se vorbește de CSM Satu Mare și în mod normal ar trebui să aflăm și o părere din partea cealaltă, dar dacă nu suntem acceptați sau nu ni se răspunde, nu avem cum să prezentăm și un punct al conducătorilor de la CSM. Suntem în Satu Mare, sunt consilier local, în cadrul Consiliului Local Satu Mare. Corect. Nu putem vorbi despre CMS Zalău sau despre alte cluburi, dar eu nu cred că aceste teme sunt, nu știu, de natură să atingă un subiect
plăcut sau neplăcut pentru conducerea plăcute sau neplăcute pentru conducerea actuală a CSM Satu Mare. Sunt niște probleme, dar sunt niște realizări despre care am vorbit mai înainte. Deci eu cred că toate discuțiile sunt constructive în primul și în primul rând. Bogdan, cum ți se pare? Observ că îți place fotbalul în Lumărești. Cum ți se pare ca nivel Liga 1 din România, Superliga, cum îi spune mai nou, este pe panta ascendentă sau? Ascendentă, clar. Din nefericire, din nefericire. Ce chiar le zic întâmplarea asta prietenilor, mai acum vreo 2 ani, din nefericire nu prea mă mai uit la Liga 1, că nu prea e la ce. Mă uitam mai acum 2 ani la un meci din Premier League, dar nu era ceva wow, adică să nu imaginăm un City United sau un Arsenal Chelsea. Deci ceva din asta, Crystal Palace West Ham, zic și eu așa, niște echipe. Și mă uitam la joc, frumos, prelua un jucător al lui Palace, să zicem, mingea, în două secunde erau deja doi jucători de la West Ham pe el. Ok, pauză publicitară, evident, cea dintre reprize. Butonez eu stânga-dreapta, știu că era un Botoșan Dinamo. Și auzeai de la televizor cum ăia se... își zicea unul altuia unde o să paseze mingea. Zicea, du-te în față, du-te acolo. Păi în Anglia nu ai timp să preiei mingea. Bine, acum comparăm Premier League cu Liga 1, dar ne putem uita și la ligile din regiune, care în timp ce noi am stagnat, dacă nu chiar am regresat, ele au progresat foarte mult. Ne uităm din fosta Iugoslavie, de acolo Serbia sigur ne bate într-un meci direct, au totuși jucători buni care joacă în campionate galonate. Ne uităm și la Bosnia, ne uităm, Bosnia nu mai e ce a fost, dar tot e o echipă bună care ne-a încurcat și în preliminarele celelalte. Cam toată lumea ne încurcă. Ne uităm la Kosovo, care are jucători care joacă prin Germania și așa mai departe. Și cu Macedonia ne-am încurcat. Acum Goran Pandev, nu zic, a fost un jucător bun, dar avea deja 35-37 de ani când ne-a încurcat. E un pic ridicol. Și alții nu mai, mai era unul la la Leeds sau la Leicester, nu mai știu unde era un jucător de la ei. Și de-aia zic, te uiți la țări care au populație poate cât Bucureștiul, care, ok, bun, de Croația nici nu are rost să mai spunem, finalistă, semifinalistă, și îți pun probleme. Ei care, din nou, au populație mică, nu au o istorie super, super mare în sport și te gândești, ok, bun, aia de unde au făcut rost de bani, pentru că și în Croația au fost zeci de scandaluri de corupție, cum e la Dinamo Belgrad, chiar fostul președinte e în exil, nu știu pe unde, în ce țară, numai de pe acasă, un fel de sebighiță de-a lor. Dar chiar nu mă explic de ce nu se poate și la noi. Până la urmă, populația este, tradiția este, să nu uităm că 4 sau 5 țări europene au fost la primul mondial de fotbal, printre care și România a fost în Uruguay. Am avut și generația de aur relativ recent, adică nu vorbim ca și maghiarii de Puskás, Kubala și așa mai departe, prin anii 50-60. Chiar nu mă explic de ce nu există acel imbold. Să trecem și noi, să zicem, ok, nu o să fim niciodată Anglia, Franța, Portugalia, Germania, dar hai să fim în eșalonul 2, cum ar veni acolo, cu Polonia, să ne comparăm, să ne putem compara, un lucru care ar fi onorabil. Da, vedeam cum Naționala României este la Campionatul Mondial, la Cupa Mondială, ultima dată am fost în Franța, în 98, atunci eram prea mici, acum parcă ne-am dorit să savurăm din plin o prezență la o Cupă Mondială, când suntem totuși maturi și uite că suntem foarte, foarte departe de o Cupă Mondială, abia la Euro, ce mai, că sunt mai multe locuri. Și acum la Cupa Mondială, cea din Statele Unite din 2026, am văzut că s-a dublat numărul de echipe. Europa... De la 32 la 48. Scuze. Adică cu 16 mai multe. Scuze, dar n-am primit, parcă 5 locuri. Europa n-a primit foarte multe locuri, dar ideea este că locul 2 din grupă se poate califica.
să vedem ce va fi. Eu aștept că acum, la sfârșitul săptămânii astea, jucăm cu Andorra și după aceea săptămâna viitoare jucăm cu Belarus, care e în semidestrămare și meciurile Belarusului a jucat în Serbia, că în Belarus nu se mai joacă meciuri. Dar eu sunt curios ce vom face când vom da de Elveția, când vom da de Israel, când vom da de Kosovo. Calea-s practic, ok, locul 1 probabil îl va lua Elveția, dacă nu se întâmplă ceva minune. Dar pe locul 2 ai putea spera la un baraj cu un adversar, poate care e plictisit și îl surprins, cum a fost eliminat și italienii de macedonieni. Da. Deci, na, ar trebui să țintim mai sus decât e acum. Nu ar trebui să ne mulțumim, hai că facem un egal acolo, e ok, un egal în Israel. Hai să-i batem. Da, în mod normal, acum avem sigur meciurile cu Andorra, în deplasare, sigur. Ăla e meci de la Veraș. În mod normal, trebuie să câștigăm. Poate belarușii sau bielorușii au un avantaj pentru că au jucat chiar și în timpul pandemiei, singura țară în care s-a continuat campionatul intern, s-a întrerupt la un moment dat. Dar în mod normal ar trebui să câștigăm acum cu Andorra și cu Belarus, după care cu Israel, cu Elveția. Dar de ce să nu pornim că merităm să fim pe locul întâi? De ce direct pe locul doi? Că atunci... Adică, până la urmă, nici Elveția nu e chiar așa de speriat. Shaqiri nu mai e ce a fost acum câțiva ani. Au jucători, evident, care joacă în campionate tari, dar până la urmă nu sunt ceva... În primii cinci din lume să zici că e un elvețian. Nu sunt ca și o Norvegia să zici că, ok, bun, țara nu este super, super, super mare, nu are super, super multă tradiție, dar are individualități. Îl are pe un Haaland, pe un Odegaard, care îți pot face meciul așa, Haaland, dacă se enervează, dă el 5 goluri numai. Și atunci, evident, că nu au nici ei ceva super, super staruri, nu au nici o formație așa de consacrată, că să zici că, bine, ok, nu ți-e foarte bun, dar joacă împreună de 10 ani, se cunosc de când erau copii. Și evident că îi putem bate. Trebuie să ne propunem asta, să riscăm un pic, să nu mai jucăm așa ultra-defensiv cum joacă România în mod tradițional, să fim un pic mai îndrăzneți. Asta e. Poate câștigi 2-1, poate pierzi 3-0. Dar dacă nu încerci, o vei pierde 2-1. Ministerul sportului, cum ți se acum mai caracteriza Ministerul sportului, își face treaba? Foarte greu de zis. În opinia mea, cum un an jumate, când a fost restructurat ministerul și nu mai avem Ministerul Sportului și Tineretului, avem Ministerul Sportului, dar cunoscând și partea administrativă a activităților de restructurare, eu nu cred că cineva de acolo a reușit să cadă de acord cu ce să se ocupe exact ministerul. Vedem și astăzi ministrul Novak a fost în fața Parlamentului și s-a trezit în mijlocul unui scandal. La ora guvernului, parcă. Ce da, înseamnă, ora, ce înseamnă ora guvernului? Ora guvernului, atât din punct de vedere legal, dar mai degrabă din punct de vedere cutumiar, reprezintă acea discuție, acel dialog pe care trebuie să aibă membrii guvernului cu Parlamentul României. Fiecare ministrul de regulă se prezintă la ora guvernului. Bineînțeles, nu fiecare săptămână, dar fiecare după o agendă proprie, se prezintă în fața Parlamentului și răspunde la întrebările parlamentarilor atunci când trebuie. Dar astăzi am avut o vizită a domnului Novak, domnului ministru, în fața Parlamentului României, dar haideți să ne gândim și la partea a doua lucrurilor. 2020 am avut doar 4 medalii de aur, da, la Jocurile Olimpice. Tot astăzi au avut o întâlnire între membrii Comitetului Olimpic și premierul Nicolae Ciucă.
Nu știu exact ce măsuri și ce obiective au fost stabilite, dar cu siguranță, fără un minister care să aibă toate drepturile și toate procedeele create pentru a promova obiectivele stabilite, sportul românesc are de suferit. Eu cred că și acele DGTS-uri, avem o discuție de cel puțin 5-6 ani despre a retransfera DGTS-urile la consiliile județene. Încă nu au avut loc, am înțeles că se discută în continuare despre asta, dar nu avem nicio soluție clară. Avem acele baze sportive care aparțin de Ministerul Sportului, dar sunt lăsate în baragină. Iarăși nu se întâmplă nimic în zona asta, în sfera asta. Deci, da, eu cred că dacă în cadrul Ministerului Sportului am dorit să facem o ordine, în ghilimele, atunci prima dată cu așa ceva, cu lucrurile astea ar trebui să începem. Bazele sportive să ajungă înapoi la UAT-urile de unde provin, DGTS-urile să fie transferate la Consiliul Județene și sportul ca atare să fie tratată la nivel local, județean și numai în ceea ce privește echipele naționale să avem o conducere națională. Pentru că e foarte greu de crezut ca cineva, chiar dacă vorbim de minister, de un minister, cineva din București o să se uite ce se întâmplă la satul mare, la Baia Mare, care sunt necesitățile sportivilor din satul mare, din Baia Mare, Suceava și așa mai departe. Nu știu, dacă analizăm, Bogdan acum câteva minute a făcut trimitere la Ungaria, dar nu trebuie să mergem, dar nu numai în Ungaria s-a întâmplat acest lucru. Atât în Ungaria, cât și în Austria, și în Italia, nu există ca Ministerul Sporturilor să se ocupe de bazele sportive din Milano sau bazele sportive de nu știu unde. Lucrurile astea trebuie să se ocupe, să fie administrate la nivel local, județean, după care performanța și obiectivele majore să fie decise la nivelul ministerului. Crezi că vor fi soluții în următoarele luni? Spuneam și de DGST-uri, apropo de DGST Satu Mare, activitate aproape spre zero. O eram obișnuiți cu mai multe acțiuni organizate anii trecuți, dar de vreo 2-3 ani practic nu există. Sigur, acum în cazul DGST-urilor mai este un lucru. 2020 a început pandemia, din start am avut 2 ani pauză, după care am intrat în această perioadă a reorganizărilor, în care foarte mulți de acolo am foarte multe cunoștințe care lucrează la diferite DGST-uri din țară. Foarte multe direcții încă nu au un obiect stabilit pentru anul 2023, că nu știu de unde până unde, nu-și cunosc bugetul și așa mai departe. Deci, clar, avem nevoie de un răspuns ferm din partea Ministerului pe tema DGTS-urilor. Cum mai caracteriza Federația Română de Fotbal? S-a schimbat de câțiva ani buni, a venit Burleanu, practic a schimbat sistemul, să spunem așa. Este un plus pentru fotbalul românesc sau este bine, este mai modern? Ne uităm la ce performanțe a realizat și putem constata că n-a prea făcut nimic. Din nefericire, ne uităm atât la el, ne uităm și la președintele Superligii sau cum vreți să-i spuneți, și vedem că nu s-a făcut niciun progres nici înainte cu, cum îl chema, Mircea Sandu? Da, cine era? Mircea Sandu, nici el nu făcea wow, dar măcar o ținea așa pe linie de plutire, pe niște metehne mai vechi, pe una alta. Dar acum domnul Burleanu, nu știu dacă, să zicem, următoarele alegeri pierde și își face așa un curriculum cu realizările, nu cred că are foarte multe de notat pe acolo.
Ar trebui totuși, dânsul am înțeles că a fost prin fotbalul amator. De bine de rău, Mircea Sandu totuși a fost un goalgetter al ligii întâi, al României. Totuși zic că trebuie un om din sistem. Ne uităm și la marile echipe, din nou să zic de Ajax, unde Van der Sar e CEO, sau ne uităm, nu știu, la Benfica, care vinde mai jucători, ia jucători cu 10 milioane, îi vinde cu 100, unde Rui Costa e președinte din nou. Deci totuși trebuie un om care să aibă măcar habar. Ne uităm mari antrenori, cu excepția lui Mourinho, care a fost traducător și, mă rog, s-a prindat printre ei, cam toți au un pic de pedigree în fotbal, mai mic sau mai mare. Acum Guardiola sau Ancelotti au fost vedete și pe teren și acum de pe banca tehnică, dar nu mai rar vezi unul așa care vine din fotbalul amator, din fotbalul de sală și face treabă în fotbalul mare. Deci de-aia zic că pentru mine domnul Burleanu până acum n-a făcut nimic și din nefericire nici nu am speranță că va face ceva. Dacă ar fi câștigat Gică Popescu, doar prin nume am fi câștigat un nivel în fotbalul mondial. Și indiscutabil, prin conexiuni, prin filozofie, totuși a fost capitan la Barcelona, a jucat și la Galatasaray, a câștigat Cupa UEFA cu Galatasaray. E un om care știe lumea fotbalului, e un om care oricând poate da două, trei telefoane, poate convinge un antrenor mai bun să vină, să vadă, să-și mai dea cu părerea despre un stil de joc, despre o filozofie. E un om care oricând nu are un complex să stea la masă cu un antrenor sau cu un staff foarte galonat și să zică ok, bun, dați-ne niște idei sau haideți și antrenați România. Deci de-aia zic, trebuie totuși și oameni profesioniști, trebuie oameni care se pricep la chestia asta, care au făcut-o toată viața lor. Și atunci vom vedea și rezultate, că până atunci rămânem cu speranța. Cam atâta se poate. Nu mi inspiră deloc încredere cei care sunt acum, nici domnul Iorgulescu, nici domnul Burleanu, că vor face ceva măreț în următorii 2-5-10 ani. Da, suntem aproape de final. Victor, ce alte proiecte mai ai în plan pentru Consiliul Local? De exemplu, spuneam și zilele trecute, n-ar merita Mani Gheneș să devină cetățean de onoare al municipiului Satu Mare. Este o legendă a Dakarului. Este o propunere foarte bună, care, în opinia mea, încă anul ăsta va trebui să analizăm în cadrul Consiliului Local. Alături de el mai sunt foarte mulți cetățeni ai orașului, în viață sau, mă rog, din trecut, care ar merita să fie declarați cetățeni ai orașului, cetățeni de onoare ai orașului. Sigur, vorbim aici de sport, pentru că este o emisiune de sport și tocmai de aceea ne gândeam la Mani Gheneș, care, iată, a participat de atâtea ori la Raliul Dakar, s-a clasat pe locuri foarte bune, a cucerit nenumărate medalii în diferite sporturi dincolo de Dakar, mai are și Enduro, Red Bull Romaniacs și Da. alte. Are un garaj plin cu trofee. Dacă nici Mani Gheneș nu merită, atunci cine? Bogdan? Ar merita Mani Gheneș? Indiscutabil, cred că e unul din singurii sportivi despre care unul din singurii sportivi sătmăreni despre care se vorbește constant în presa națională. Cum a da Adirus de ceva timp e pe la națională, chiar l-am văzut la meci la Chișinău când am fost. Era un fost vecin al lui în tribune și l-a salutat. Dar de Mani Gheneș, eu știu de când era mic, tot se spunea, uite-te, a fost acolo, a făcut aia, a câștigat aia. Chiar acum vreo 2 ani a câștigat chiar o probă în Dakar, ceea ce nu e lucru mic, adică acolo e o competiție mondială, e cupa mondială a enduro-ului. Și să te clasezi pe primul loc într-o Clasa anumită. Malemoto, la clasa Malemoto. Nu mai știu exact, că nu urmăresc chiar așa de Formula 1, mi-e un pic mai acasă, dar știu că aia e o performanță super mare și să participe deja ceva wow,
Să termine ceva wow. Să termine ceva și mai wow și să fii și primul e super wow. Adică clar merită. Nu văd un alt sportiv din ultimii 10 ani care să fie la fel de galonat ca și el. Sigur, am avut medalie de aur la scrimă în echipă, tot din satul mare. Dar Simona Popa este cetățean de onoare. Dar a fost one time, pe când Mani Ghineș e constant, anual, face câte o chestie. Acum Simona este deja cetățean de onoare. Este deja, da. Și sigur, Ișvan Kovács, care este deja cetățean de onoare al Careiului, pentru că de acolo provine. Domnilor, s-a scurs timpul alocat acestei emisiuni. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și pe mai târziu sau pe mai încolo vom mai vorbi despre sport. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Panoramic Sportiv din această săptămână. Rămâneți în continuare pe Informația TV și nu uitați să citiți în fiecare zi cotidianul Informația Zilei.